Mă, nu. Băi, cum fac o lucrare, cum una alta, mă, a venit Wilson în inspecție. Mă, la ce ești, mă, la forțele de muncă, Wilson? Mă. Asta, mă, că să vadă și lumea cum se muncește, că după... Apropo, dacă tot fac vlogulețul ăsta, izolație corectă făcută, am recuperat niște plută cu trei d-astea de spumă făcut corect. Trebuie să-mi vină rigipsul și încep să tai spuma care a debordat, cum zic ăștia. Și a venit Wilson peste mine, mă, măi Wilson-e, mă. Că mulți m-au întrebat unde e Wilson, l-ai mâncat? L-ai băgat la babanată, mă, merit. Băi, apropo, când muncesc, scule profesionale și bere profesională, asta e acum. M-au jinit unii cu una cu alta, dar băi, ca să te motivezi câteodată, îmi place ce am făcut. De fapt, ieri am făcut chestia asta, de-aia spuma e de tăiat. Măi, Wilson, aoleu, Wilson a venit peste mine. Wilson vine peste mine, el. Băi, Wilson, băi. Hai, mă, da, băi, hai, am treabă, hai. Veni peste mine, Wilson, măi, nu mă lasă în pace, băi, Wilson. Bă, avem treabă, băi, avem treabă, băi. Într-adevăr că Wilson e prima dată când intră aici. A început să zgârie pe la ușă și a fost și el curios să vadă cum... Bă, asta o să fie un fel de... Am mai tot spus și într-adevăr aici e birou de lux. Adică când am zis lux, e lux. Un pic păstrez partea rustică, să zic, a încăperii, să-i spun așa. Izolez aici frumos plafonul izolat, ăsta, da, acoperișul, plafon, ce-o fi izolat, am comandat. De fapt am comandat, i-am cerut lui vecin, că el s-o povaș ceva, bă, i-a dăm câteva plăci, că nu mai plouă afară. Bă, mai scot eu dita mai remorca să-mi plouă câte am nevoie aici, două, bă, cu cinci plouă, mai bine. Și pentru acoperiș cam vreo, hai să zic șapte plăci. Șapte, da, cam așa. Ce-ar veni zidul ăsta, că eu îl estimez la două plăci. Hai să zic că două, mai rămân două șuturi. Și încă două, șase plăci. Ce uzun, ce? Ce? Uite-l, gata. Vrea să iasă amărâtul pe acolo? Nu, nu. Hai, mă, vrei să ieși afară, uzun. El e inspecția acum. Și de-aia. Nu că sunt zgârcit, n-am bani. Și de-aia am folosit care astea le aveam destul polistireanu și aveam și niște tuburi de spumă care, dacă nu le foloseam, cam expirau și am făcut așa o combinație. Wilson, da, să plece? Da, mă, da, Wilson, nu, nu, mă, nu, hai, da, mă, hai, băi, hai, mă, hai, Wilson, da, mă, vrea să plece, Wilson, nu mai vrei să plece acum? Ah, nu, mă, nu, știi care e treaba? El nu vrea să nu se simtă închis, băi, băi, nu pa. Da, mă, a simțit că e închis și ele. Da, și până și Wilson are nevoie de spațiu, mă. Dacă stai închis, stai indoctrinat, stai prin nu știu ce, să nu mai zic altceva. Ce, băi, Wilson? Uite-l, gata, gata, are activitate. Să fi simțit el un șorice. Bă, haideți că vă las, nu mai mă laud. Faptele o să dovedească, nu laude și... Apropo, vlogul anterior unde ați văzut, e exact după cabană, e chestia cu recuperarea apei și ce ați văzut mai nele, vasele comunicante și eu știu ce. Bun, ăsta nu, e stobosite. Uite, e prezent, numai că nu-i convenea că e închis. Nu am auzit, nu. Ăsta o să aplic un fel de folie specială, totuși o să fie și pe partea altă, o să fie izolație, pentru că e un
E un, să zic eu, un, o structură de lemn, să fie izolație, dar totuși îi pun o folie ca să nu, și pe partea cealaltă la fel, totuși umiditatea să nu intre în izolație. Așa voi face și la nivelul de tavan. M-au întrebat mulți, au simțit că am multe meserii și m-au întrebat anumite detalii. Acum, uitați-vă, abonați-vă la vlogurile mele, dați like și distribuire, să vadă și ăia care sunt interesați, dușmanii, ăia care nu le convine că, să zic eu, cu mine, într-adevăr, au... Mi-e și jenă să repet chestia aia, între ghilimele, au de învățat, cu alții au de învățat ca să asculte și să piardă timpul, să asculte minciuni. Așa că, dacă vreți, voi face un, voi face niște vloguri progresiv cu ce fac eu la chestia asta. Într-adevăr că o să trag câteva cabluri, o să folosesc un 2 jumate, să, cu toate că bine, de fapt nu prea, la un dat s-ar putea să bag așa mai la iarnă un mic radiator și automat trebuie să aveți un cablu cel puțin 2 jumate. Înțelegeți, de cupru, frumos, elegant. Ca să aveți aici, că restul, becuri și alea, poate să meargă pe 1 jumate, nicio problemă, dar cel puțin 2 jumate pentru un radiator de 1500 de W e suficient dacă fac izolație perfectă. Nu o să, să zic eu, nu o să consume mult sau să... Este cu geamul, într-adevăr, geamul e simplu, dar cred că știu și de unde să îl schimb, măcar să-l fac dublu vitraj, cum să spune, cum spune, geam dublu, măcar. Bun, nu vă mai plixesc. Vă țin la curent cu avansarea lucrării. Wilson, să știe, e parcat. Deci el... ce faci? Cânti la chitară iar? Wilson. Dai cu chitară așa pentru admiratori. Așa că distribuiți. Să vedem cum se schimbă astea în... Hai să zic, dacă am materialele deja... Se vor schimba pereseștia 2. V-am spus că ăla nu umblu decât pe exterior, să-l izolez și... Dar pe interior o să rămână rustic. Îmi place tot timpul să am jumate rustic, jumate așa, cum îi spune, contemporan, cu alte rigips, cu alte alea. Urmă, nu pot să las asta așa și nici să fac totul din lemn. Așa, o să rămână partea asta de lemn, partea asta. Asta iar, rigips, frumos, cum am spus. Și asta rigips. Haideți, v-am lăsat. Ciao, ciao, ciao. Ia uite cum s-au dus 8 minute. A început Lorenzo să facă lucrări și o să înceapă și vizualizările. Apropo, nu uitați să aveți în secțiunea de comentarii, sau nu, cum îi spunem, am uitat. Să ăla de Revolut, să îmi donați ca să meargă treaba mai repede. Că vă dați seama că eu muncesc aici. Trebuie să editez, trebuie să alea, deci trebuie să cam îmi dați niște bănuți ca să se avanseze repede, să înțelegeți voi. Să nu pierd nici eu timpul prea mult. Și o să aveți în secțiunea de, sau în descriere, sau cum spunem, o să aveți contul meu Revolut, conturi bancare, ce vreți voi, donați și asta e, ca să viziunați. Viziune, nu, mă rog. Hai, ciao.